Există legislație, există instanțe judecătorești, există parchete care pot instrumenta aceste cazuri. Problema este că aceste instituții numite parchete și instanțe judecătorești să fie lăsate să funcționeze independent și să nu fie supuse unor presiuni și influențe politice. Deci dacă scoți complet influența politică din joc, atunci aceste instituții își vor face treaba și vor trage la răspundere pe toți cei care au încălcat legea. Dar atenție! În mare parte din cazuri, oamenii au lucrat legal, au avut grijă să-și creeze cadrul legislativ care să le permită să fure în mod legal. Adică, dacă discutăm de acest pahar care, să spunem, în magazin costă 2 lei, legea în România i-a permis unui individ să cumpere cu 2000 de lei acest pahar, legal. Și nici parchetul și nici instanța judecătorească să nu poată să-i facă nimic. Sunt bani atât de mulți în România încât ziceți că România ar merita și ar putea primi 500 de euro salariu lunar? Păi, problema ar fi, e în felul următor. Noi avem cea mai scumpă autostradă din lume. Sau printre cele mai scumpe. Noi plătim 35 de milioane de euro pe un kilometru de autostradă. Același kilometru în aceleași condiții în Elveția sau Germania costă undeva între 2 și 3 milioane de euro. Restul, vă dați seama că sunt bani care se fură. Și nu ați spus că diferența de 32 de milioane banii, cantitatea de bani pentru construcția de autostrăzi sunt limitați. Adică este o sumă de bani. Nu poți să tipărești bani să tot bagi în construcția de autostrăzi. Și atunci, dacă în loc de un kilometru de autostradă care îl faci cu 32 de milioane sau 35 de milioane de euro, îl faci cu 2 sau 3 milioane, automat faci de 10 ori mai multe kilometri de autostradă cu aceiași bani, că nu trebuie alți bani. Dar ce înseamnă? Hai să nu spunem 10, hai să spunem 5, domnul Diaconescu, să mai lăsăm să fure puțin. 5 înseamnă de 5 ori mai multă forță de muncă. De 5 ori mai multe taxe și impozite. De 5 ori mai mult consum. Deci, această activitate economică și această creștere a consumului poate duce la creșterea salariului. De ce? Pentru că dacă se schimbă legislația și nu mai se fură din 10 lei 6, ci numai 1, banii ăștia rămân și pentru dezvoltarea învățământului și a sănătății și a culturii și a armatei. Deci începem într-adevăr să investim sănătos în România, începe să existe o activitate economică sănătoasă care să genereze posibilitatea unor salarii mai mari.